pentru că ne asupra acest eveniment și... Da. O să vișlezi din urmă și vă adresăm rugămintea să-i mergeți în albăzura care se pune aici. Nu pot să mă folosesc la putarea profesional, puteți să solicitați cu instituții noastre și mai departe prin ei ne rog să-i cărească și nu pot să răspund să vă declare realitatea persoanelor de preferență. Nu știu care sunt motivele, mai departe rugămintea adresată cu noastră. Vă mulțumesc dreptul să-mi... Aceasta este rugămintea ei și dacă... Da. Atâta timp cât își asumă bună desfășurare, vă dați seama că poate să ajungă. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o zi frumoasă. Vă pare rău pentru discuție. Nu e așa o caracteristică. Că să rămână pe spate cu mine. Da, ce nu ce-am zis. Luați și din banda a doua, astfel încât să ne asigurăm protecția în cazul în care vin mașinile. Să nu... 10 minute. Comunitate de oameni care au același interes. Legat de ziua de astăzi, legat de marșul care urmează, fiecare pas pe care îl facem astăzi contează. Fiecare discuție pe care o provocăm legat de drepturile animalelor aduce oamenii mai aproape de această cauză. Iar fiecare gest de compasiune față de un animal e un pas în direcția bună. După cum știți, animalele au vocea năbușită. De aceea devine datoria noastră morală să devenim vocea lor, să ne ridicăm împotriva suferinței și injustiției pe care o suferă fiecare zi și să facem o lume mai bună pentru ele. Toate ființele merită un minimum de empatie și de respect. Știu că mulți dintre voi deja fac asta și nu pot decât să vă felicit. Mulțumită vouă, animalele trăiesc mult mai bine decât ar putea trăi fără voi. Mulțumesc! Bravo! Vrem respectate, animale protejate! Vrem respectate, animale protejate! Puneți stop pe tot, eutanazie! Să nu prea multe animale poate! Omorâți! Sterilizați! Nu uitați! Sterilizați! Nu eutanasiați! 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 Sterilizați! Da, da. Animale protejate! Animale protejate! Animale protejate! Animale protejate! Legi respectate! Animale protejate! N-ați mâncat azi. Să facem un trai mai bun pentru ele, pentru că este la îndemâna noastră pe toate. Să transformăm acest marș într-un punct de plecare pentru acțiuni concrete, precum schimbări legislative, educarea societății și schimbări pentru un viitor în care drepturile animalelor sunt respectate și protejate. Vă mulțumesc foarte mult și sper să vă bucurați de spațiul de aici, unde fiecare dintre noi avem acest țel comun și anume să facem o lume mai bună pentru toți viețuitorii ei. Chiar la tine. Nu? Vorbesc cu tine la telefon. Doamne ajută! Bine, Jane! Povesti la mea! Mai departe, legat de alimentele procesate. Există două studii care se numesc Swap-Meat. Vă rog să mă verificați. Să scoateți telefonul, să căutați, să căutați Swap-Meat 1 și Swap-Meat 2, unde s-au comparat burgerii vegani, care sunt văzute ca alimente procesate, pe care oamenii fug, pe care și veganii fug. Unii vegani nu-i vor, pentru că sunt prea asemănători cărnii, de exemplu, și ca textură, ca și culoare, ca și miel. Burgerii vegani au fost comparați cu carne de pui, grass fed beef, adică carnea de vită crescută în cele mai bune condiții, despre care toată lumea crede că e sănătoasă. Și rezultatul studiului a fost că parametrii sănătății au fost îmbunătățiți de burgerii pe care exact ce făceam, rezultate. Ai făcut asta, ce s-a întâmplat, asta ne interesează. Nu ipoteze dacă fac asta, atunci aia. N-are sens. Te interesează dacă mergem la un meci de fotbal, ce se întâmplă pe teren, nu? Ăla are jucătorul. Deci chestia asta, teoretică, n-are nici cea mai mică valoare. Ne interesează exact ce s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat. Sau au fost rezultate mult mai bune pentru și chiar și pentru alimentele procesate versus cele mai bune variante ale unei diete vegane ca și sursă proteică. De exemplu, vită crescută cu iarbă, păscută, nu cu furaje nu știu de care. La fel peștele, la fel pieptul de pui. Deci, chestia asta vorbește volume, adică până și varianta aia procesată, aia pe care nu vrea să o mănânce nimeni, e mai sănătoasă decât cea mai sănătoasă varianta proteinei omnivore. Și mai departe, s-au dus cu Swap-Meat 2, varianta 2. Unde s-a testat la very hard, pe atleți. Noi ducem greul dietelor, în general. Și s-a testat chiar și chestia asta. Și ce credeți? Nici o diferență. Deci, sunt într-adevăr unele versiuni ale dietei vegane care sunt, prin structura lor, din punctul meu de vedere, pentru că am testat, v-am spus, 15 ani dietă omnivoră și restul de timp dietă vegană, au unele beneficii, unele avantaje, pentru că și dietele omnivore au niște probleme, cum ar fi o sumă extrem de redusă de fibre. 97% dintre omnivori sunt deficienți în consumul de fibre, care vine cu niște avantaje evidente când vine vorba de parametrii sănătății. Deci, aș putea să vă vorbesc despre studii foarte mult de acolo, dar cred că aș fi foarte tare. Dar să fac un scurt rezumat, se poate, un alt demonstrator. Suntem destui în România, suntem foarte mulți la nivel internațional, dar există mereu o întrebare de ce nu mai mulți? Păi, pentru că dacă ar fi să ghicesc, ai zice că suntem maxim 2% din populația României vegani.